Data trecută făceam o plimbare pe strada Mihai Viteazu, de astăzi strada, segmentul numit strada de mijloc. Strada Mihai Viteazu, care și-a luat numele în 1924, în 1940, cum spuneam, a devenit strada General Telechipal, apoi strada Roosevelt și actualmente strada Mihai Viteazu. Ei, segmentul acesta al străzii numit strada de mijloc, Köze Utca sau Mittelgasse, am prezentat odată trecută zona ei de dreapta. Ei, acum o prezentăm partea ei stângă, pentru că foarte multe evenimente s-au produs în această stradă, iar cele mai mari instituții, cele mai mari, să zicem, locuri cu profil social, economic și politic a fost pe această stradă, pentru că pe această stradă s-a dezvoltat Reginul, împreună cu piața lui de astăzi, piața Petru Maior. Ei, pe partea stângă, cu direcția de mers spre Breaza, la intersecție cu strada Republicii de astăzi, în 1862 se va construi hotelul orașului. Acest hotel va găzdui, în afară de camere de hotel, și o sală de bal și un casino, unde în 1863 se va sărbători ridicarea Reginului la rangul de oraș regesc. Strada Republicii se va numi multă vreme strada casei de bal sau strada cazinoului sau chiar strada hotelului. Ei, construcția acestei clădiri a dominat Reginul până în zilele noastre. Actualmente hotelul nu este funcțional. Ei, ceva mai jos, pe partea stângă, la intersecția unde se face intrarea în cartierul Mihai Viteazu, pe colț, a fost casa lui Zopelt. Unul dintre Zopelt a fost Hugo Zopelt, care era proprietarul unei farmacii, farmacia Vulturu. Ei, în această casă a locuit mai mult Zopelt. Ultimul este Helmut Zopelt, care a fost nu numai farmacist, dar a fost și inginer, mai ales inginer silvic. El a lucrat în ocolul silvic de la Reghin, Răstolița, dar și la Sibiu, la Bistrița, unde a fost nu numai un simplu inginer, ci a fost și un cercetător științific, în special a florei și faunei din zona Reghinului și împrejurii. Avea să scrie mai multe lucrări în domeniu. Este recunoscut astăzi ca una dintre personalitățile săsești importante care a locuit în Reghin. Ei, numărul respectiv al casei a fost 13, actualmente chiar intrarea în Mihai Viteazu, în cartierul Mihai Viteazu. Ei, lângă această casă, la numărul 11, s-a născut o altă personalitate regineană deosebit de cunoscută. Este vorba de Wagner Regheni, un muzician reghinean. Cândva a fost așezată o placă comemorativă ce marca această casă, numai că demolările care au avut loc ulterioare a tot mutat placa mai sus, până când a ajuns într-o casă care n-are nicio legătură cu nașterea compozitorului. Așa se face că placa a fost mutată sau reașezată pe școala de muzică de astăzi, undeva în partea aproape de Maior Reghin. Acest compozitor, cunoscut prin operele sale, în special cele cu caracter, hai să zicem, echilibrat, combătând antisemitismul, așa, acest compozitor, prin operele sale, a dus emblema muzicii reghinene și nu numai, muzicii săsești, și în străinătate. De fapt, el va muri în fosta Republică Democrată a Germaniei,
în 1969. Ei, mai spre jos, în zona, să zicem, cam a treia, a patra casă de la farmacia Zoppel, așa cum zice autorul, deci ceva mai jos, cam pe la numărul 19-21, cum zice autorul, care a fost Martin Emrich, ce a lucrat la farmacia Vulturul a lui Zoppelt, acolo locuia această personalitate reghiniană de la 1848, care s-a numit Martin Emrich. El a fost un memorialist de mare importanță a Revoluției de la 1848, ba mai mult, a participat activ la această revoluție, fiind comandantul companiei a treia, ce încerca împreună cu armata lui Urban, cam prin 30 octombrie 1848, să țină față invaziei secuiești, undeva în dealul Brezei. Nu a reușit. Oricum, după revoluție se va stabili o bună parte la Glăjărie, unde va scrie și o carte intitulată chiar așa, Istoria glăjăriilor din Transilvania. Dar mai târziu, după aceea, va face o lucrare memorialistică în care povestește evenimentele de la 1848 și se axează mai ales pe zilele de 1 și 2 noiembrie, când regiunul a fost incendiat. Lucrarea s-a numit Istoria Reginului Săsesc la 1848-49, trăirile mele personale din această perioadă de 1-2 noiembrie. Lucrarea avea să fie cuprinsă și în alte ediții care au apărut la Sibiu. Oricum, Martin Emrich rămâne o personalitate memorialistică alături de Schuller, de Elsen și de alte personalități săsești care descriu Revoluția de la 1848 din Reghin. Acum, tot pe partea stângă, undeva la limita străzii de mijloc, era temnița orașului. Această temniță a fost, să zicem, atestată cam prin secolul XIV și ea a funcționat până prin secolul XIX. Pe la 1805-1809 încă funcționa și chiar în această temniță s-au făcut condamnări la moarte în această perioadă. Ei, temnița era sub administrația municipalității, dar exista, înainte de a ajunge la temniță, și un fel de arest preventiv. Acest arest preventiv era, de fapt, o gheretă ce stătea în fața casei primarului sau chiar în curtea lui. Erau niște arestări tranzitorii. Aceste arestări, după ce treceau prin judecată, și eventual ajungeau chiar la curtea de apel din Bistrița, zic, aceste arestări, condamnări, erau apoi ispășite în această temniță a orașului. Pe sub temniță trecea pârâul care astăzi poartă numele de pârâul temniței. Astăzi este un terasament acolo, semn că acolo a fost cândva un pod de lemn. Pârâul există și astăzi și chiar are apă, mai ales în perioada ploilor. Drumul acestui pârâu de la pădurea Friciului de sus, de pe lângă pădurea Rotundă, coboară și ajunge în cartierul Libertății și se varsă în canalul Morii de astăzi. Clădirea există, dar nu în forma în care a fost temnița. Actualmente găzduiește o societate comercială.